discuție foarte aprinsă în Europa, pentru că nu cu foarte mult timp în urmă, toate statele membre ale Uniunii Europene s-au înțeles că trebuie să semneze un acord prin care să caute soluții de a implementa această tehnologie în relația dintre ele. Încă sunt studii, încă se fac evaluări dacă această tehnologie este ajunsă la maturitate și poate influența, poate fi folosită în mod eficient în administrația publică. Dar pot să vă spun că sunt tot mai multe dezbateri, tot mai multe evenimente pe blockchain în Parlamentul European, la Bruxelles, în alte capitale europene. Deci deja tehnologia este cunoscută de tot mai multă lume și luată în calcul pentru modernizarea relațiilor dintre state și modernizarea administrației europene. Nu aș putea să dau un termen, dar cu siguranță această tehnologie va fi foarte curând implementată efectiv în ce înseamnă mecanismul instituțiilor europene.